În noaptea de 18 spre 19 iunie a avut loc un scandal în comuna Bascov, iar polițiștii argeșeni au continuat apoi cercetările privind starea conflictuală. Sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Pitești, au pus în executare 11 mandate de percheziție domiciliară în localitățile Bascov și Merișani. La fața locului au fost găsite 6 autoturisme ce prezentau avarii. Se pare că mașinile fusese avariate în urma conflictului care a avut loc pe drumul național 7C, la limita dintre localitățile Bascov și Merișani, atunci când mai multe persoane au fost implicate în incidente rutiere, iar pe acest fond s-ar fi agresat reciproc. 14 persoane au fost conduse la audieri, iar pentru 7 dintre acestea s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore pentru infracțiunile de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.